Viața la limită. Dacă ai afla că tatăl tău are cancer, ce gânduri ți-ar trece prin minte? Ce întrebări ei pune lui Dumnezeu? Cum ai înțelege că această situație dureroasă pentru familia ta este totuși spre binele tău? Este poate un test al credinței și o circumstanță prin care Dumnezeu dorește să-L cunoști mai mult, să trăiești într-o relație autentică cu El. În emisiunea Viața la limită de astăzi vom continua să discutăm cu David Lela, un tânăr care a înțeles că suferința pe care Dumnezeu a lăsat-o în viața tatălui său și a întregii familii a lucrat numai înspre binele lui. David, îți spunem și astăzi, bine ai venit! Mă bucur și eu din inimă și din suflet că sunt din nou la Radio Vocea Evangheliei. În episodul trecut ne-ai povestit cum ai primit această veste a îmbolnăvirii tatălui tău. Și vorbim aici de o boală necruțătoare de cancer. Am aflat cum a decurs operația, spitalizarea, ce a însemnat pentru tine și familia voastră întreaga perioadă în care tatăl tău era bolnav. Ne-am oprit la momentul în care, fiind acasă, tatăl tău, după operația reușită, tatăl tău a fost cuprins de o mare neliniște. O neliniște care l-a dus la depresie, și mai apoi a fost internat într-un spital de psihiatrie. Ce-ți mai amintești? Cum a fost acea perioadă de spitalizare a tatălui tău într-un spital de psihiatrie? Eram trei frați de la noștri care mergeam și stăteam cu el. Era foarte greu. Mi-aduc aminte că acolo în spital erau oameni cu depresie, cu peste 10 oameni în salon. Și mă aduc aminte că aveam chitară cu mine ca să-mi ocup timpul și cântam la chitară în curtea spitalului. Era undeva în octombrie anul trecut când am la chitară și venea bolnavii, tata era, în, era aproape în comă, în salon sus. El când dormea de la cele medicamente, când la chitară afară, plângeau și spuneau că așa medicament n-au mai văzut. Îi vedea așa pătrunși. În spital cu tata m-am văzut cu adevărat că sunt doar o țărână. În spital cu tata am văzut că pot să ajung aici peste o secundă, peste două, peste trei. Și am văzut ce poți să ajungi ca om. Eram cu oameni care erau sub tot felul de stări. Oamenii care sunt în spitale nu-i neapărat că sunt nebuni mai ales în spitale de psihiatrie. Sunt oameni care au trecut prin diferite probleme. Oamenii de acolo au nevoie ca să-i vizităm. De multe ori am stat și m-am gândit, Doamne, câtă nevoie au acești oameni de Tine? Așadar, această încercare din familia ta a fost o binecuvântare și pentru cei de acolo, dintr-un spital de psihiatrie. Dumnezeu v-a folosit atunci. Pe mine m-a trimis Dumnezeu acolo cu tata ca să audă oamenii cântările, să audă oamenii mesajul acelor cântări. Dumnezeu ne-a folosit și pe mine, și pe mare, și pe fratele meu, și pe Samuel. În acest timp, Dumnezeu a început să-ți vorbească ție, cântărețului David Lela. Tu ai început să-ți vezi viața ca într-o oglindă, să conștientizezi păcatele, starea ta spirituală și ai avut puterea să recunoști și să vezi că tatăl tău este în starea în care este, în liniștea în care este, chiar dacă se simțea bine. Din cauza ta, din cauza vieții la care tu nu vrei să renunți. Nu se dădea așa o luptă în tine între gândurile tale. Satana, cu siguranță, nu dormea atunci. Ce șoptea? Îți spunea David, tu ai un nume, tu cânzi, Au o imagine despre tine oamenii, o să-i dezamăgești dacă vii și le spui că nu ai trăit ceea ce cânți sau că ai fost. Da, și acum mai am aceste gânduri, dar mie Dumnezeu mi-a schimbat viața prin această suferință, pentru că eu muzica și CD-urile și așa mai departe nu mi schimbau viața cum Dumnezeu mi-a schimbat-o acum în prezent. Acum îi mulțumesc Domnului că mi-a schimbat-o și nu mi-e rușine să spun tinerilor în mod special viața mea de un cântăreț mândru și un, un slujitor care, care vedeam slujirea așa doar la suprafață și doar la limita asta a aplauzelor. Ok, când frumos, când bine, nimeni nu i ca tine. Prin această suferință mi-aduc aminte că nu durmeam nopți la rând. Stăteam cu tatăl meu noaptea și tatăl meu spunea, David, cheamă salvarea. David, eu am să mor. David, eu am să plec din lumea aceasta. Aș vrea să vă spun cu toată certitudinea și cu toată inima că nu-mi doream ca tatăl meu să moară. Aveam nopți în care plângeam și ziceam, Doamne, unde ești? Spuneam, Doamne, oare până când va dura această încercare? Și mă aduc aminte că într-una din nopți Dumnezeu mi-a spus, David, pentru tine l-am lăsat pe tatăl tău așa tu trebuie să te oprești. Mi-aduc aminte că și când el era în această stare de depresie, mergeam în slujire și trăiam tot în păcat, trăiam tot departe de Dumnezeu. Și veneam de multe ori, mi aminte că am avut o noapte când am venit acasă, mama mea dormea și tatăl meu dormea prea puțin. Când ai depresie așa și ești atacat de această, această suferință, e foarte greu, nu ai odihnă noaptea și eu îl vedeam că nu se putea odihni noaptea. Și a zis, Doamne, ceva se întâmplă aici, Doamne, de ce Cancerul a fost tratat, a fost operat, dar analizele au și bine. De ce e această lucrare? De ce tatăl meu este bolnav acum psihic? Și Dumnezeu mi-a spus: Este lăsat pentru, pentru familia ta, David, pentru tine și pentru frații tăi. Acesta a fost momentul în care ai luat o hotărâre, ți-ai analizat bine viața? În acele momente, când mi-aduc aminte că în acea noapte, când a venit acasă, m-am pus pe genunchi și am zis: Doamne, eu merg, slujesc. Dar eu de ce nu sunt fericit de casa mea? De ce nu sunt fericit de familia mea? De ce, de ce tatăl meu este așa? Și îmi punea tot felul de întrebări. Dumnezeu îmi spunea că, David, tu trebuie să schimbi viața. Mi-aduc aminte că cum nu puteam nici să muncesc și să merg în străinătate sau în România să lucrez, pentru că mama mea nu avea un sprijin, mama mea nu avea un băiat care să stea lângă ea, să conducă, să meargă în oraș, să cumpere ceva pentru, 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 pentru familie. Aveam visele mele ca și orice tânăr. Aș vrea să vă spun, tineri dragi care ascultați în aceste momente sau oricine ați fi, visele noastre de multe ori nu sunt visele lui Dumnezeu cu privire la noi. Și Dumnezeu mi-a schimbat aceste vise. M-a dus alături de o mamă ca să o îngrijesc și ca să stau lângă ea. Și mă duc aminte că am vrut să cânt și în lume, să cânt în cluburi de noapte. Nu știu cum unii cântăreți iau așa de ușor această lucrare prin muzică și merg și cântă prin alte locuri. Aș vrea să le spun să se oprească acum până nu e prea târziu pe mine Dumnezeu m-a oprit, eu am vrut să merg să cânt pentru bani, pentru că spuneam, ok, nu contează, pentru ca să îmi întrețin familia, merg și cânt și în cluburi. Cânt o muzică de dragoste, duc aminte că mi-am înregistrat câteva cântări care vorbesc, care au în ele un mesaj de dragoste, dragostea față de partenerul iubit. Și am vrut să merg, să cânt și am zis eu renunț la Dumnezeu, Dumnezeu mi-a pedepsit familia, Dumnezeu, deja am început să-L văd pe tatăl meu ca și pedepsit de Dumnezeu, și acea voce tot venea la mine și îmi spunea, David, tu ești lăsat așa, tatăl tău e lăsat așa pentru tine. Și cu siguranță Dumnezeu a adus vremea schimbării mele când... Cât a durat această luptă a ta, această perioadă în care o parte din tine conștientiza că este timpul să renunți la viața păcătoasă, să trăiești cu adevărat ceea ce cânți, dar nu aveai puterea să renunți. Aș vrea să vă spun că au trecut doi ani de zile în care tot așa mă jucam cu viața asta de, de slujitor, suferiam împreună cu tatăl meu, plângeam nopți la rând, mă rugam cu el. Nu puteam să mă scap de unele păcate, nu puteam să renunț la unele pofte din viața mea, la unele... Dumnezeu mi-a spus, David, tu trebuie să o rupi cu păcatul. Lasă-te de cântat, lasă-te de tot, oprește din, din slujire și pune-ți viața în rânduială. Mi-aduc aminte că m-am oprit, n-am mai merge prin biserici, n-am mai, mai cântat și am zis, Doamne, trebuie să fac ceva. Momentul concret în care ai zis, Doamne, gata, nu se mai poate să trăiesc așa o viață. Să merg să slujesc, să vin acasă, să-mi văd tatăl care nu doarme, neliniștit, în depresie, să-mi văd mama care suferă lângă el. Când a fost acel moment și ce ai simțit atunci când chiar ai hotărât să-ți schimbi viața? Acel moment, multele păcate, fie că privești unde nu trebuie, fie că poftești ceea ce nu trebuie, fie că mergi în locuri unde nu trebuie, toate se adună și într-o zi vor da peste. Așa a fost în viața mea. Păcatele au ajuns în viața mea să aduc așa o presiune și veneam acasă așa, cum spuneai și tu și vedeam ceea ce se întâmplă în familia mea, vedeam pe tatăl meu cum suferă și mama mea nu știa despre viața mea și eu mascam în fața lor și ei credeau că eu slujesc și că sunt un tânăr cum trebuie să fiu și cu o viață trăită înainte lui Dumnezeu curată și în sfințenie și eram total un, un fals. Păcatul mi-a adus această, această amăgire, aș vrea să vă spun că nu-ți aduce păcatul în viața ta nimica decât doar regret, decât doar suspin. Fie că practici un anume păcat, fie că privești, fie că mănânci un lucru sau îi simți mirosul, păcatul, e nici măcar să nu privești acolo. E de ajuns doar să privești, de multe ori poate că nu făceam și nu mergeam, nu intram, nu gustam, dar mă uitam, doar priviam și era de ajuns pentru că îmi pătam ochii. De multe ori mi-aduc aminte că era mândru în faptul că cântam și mergeam și aveam un nume. Păcătuiam pur și simplu. Mă vedeam eu un cântăreț și nu-l puneam pe Dumnezeu prioritar, ci eu uitam de Dumnezeu și mergeam doar pe baza negativelor, doar pe baza instrumentalului, pe baza formației cu care slujeam, oriunde sluji, nu mă refer la, la, la ceea ce se vede, ci la interiorul celui care cântă, celor care cântă, fie că e la chitară, fie că tu care asculti, ești un instrumentist, să ai o viață trăită contează foarte mult. Eu mi-am dat seama că nu trăiesc bine. A venit această suferință în familia mea și mi-am dat seama păcatele astea care mi-au mi măcinat viața. Știți cum am spus și cum am fost. Am fost foarte sincer cu Dumnezeu, am zis, Doamne, pentru ce să tot fac? Pentru că văd, e regret. Erau nopți în care plângeam acasă, eram singur. Și auzeam cum tatăl meu spunea nu pot să dorm și nu pot să fiu liniștit și mama, mama mea îl alinta și îl alina prin unele vorbe pe care numai o, o mamă adevărată le poate spune și mulțumesc, domnule, pentru așa mamă, pentru că în timpul suferinței tatălui meu am văzut în ea o dragoste mare, care cu adevărat, când faci un legământ, spui că până la sfârșit, cu adevărat, în mama mea am văzut, am văzut această dragoste care a avut-o pentru tatăl meu. Vedeam acele nopți în care nu dormeam nici eu pentru că mă frământa păcatul meu și vedeam și suferința tatălui meu, vedeam și păcatul din viața mea și spuneam: Doamne, tatăl meu nu e vindecat, eu nu sunt vindecat de păcatele mele. Și cu adevărat aș vrea să vă spun, aș putea să vă exprim în imagini cum a fost acea hotărârea mea, dar am zis: Gata, o rup cu păcatul și mi-aduc aminte că am făcut legământ așa cu ochii mei. Am făcut legământ cu, cu mâinile mele, am făcut legământ cu trupul meu, am făcut legământ cu vocea mea și am zis: când pentru Dumnezeu, îmi folosesc mâinile pentru Dumnezeu, eu gata, nu mă mai întorc și îmi spunea, îmi puneam tot felul de întrebări și ziceam, ok, cu trecutul meu cum fac? Că uite ce am făcut eu așa și am fost un tânăr păcătos, satana tot timpul el vine și după ce te recunoști în fața Domnului că cu adevărat ai fost un tânăr fals, satana vine la tine și spune, acum te întorci tu la Dumnezeu, toți vor râde, vor râde de tine și numele ți se va duce. Și vreau să vă spun că au venit aceste gânduri, dar... Când ai liniștea aia în suflet care o ai, când te schimbi și când îți dorești să schimbi, Dumnezeu nu-ți mai dă frica aia de trecut. Pe mine acum nu mă mai spăimântă faptele mele, fie că le știu prietenii mei sau cu toate că știu trecutul meu unii care m-au văzut cum trăiam. Nu-mi e teamă de faptele mele pentru că Dumnezeu când a întors-o pe acea femeie și a spus du-te și să nu mai păcătuiești, ea a știut un singur lucru că orice au spus farisei despre ea sau alți oameni, ea a fost conștientă că Dumnezeu a întâlnit-o, că Isus a întâlnit-o și i-a zis, tu te dar să nu mai păcătuiești. Așa am simțit și eu în acele momente, în acea noapte când m-am întâlnit cu Dumnezeu pe genunchi. Mi-aduc aminte că a fost într-o noapte în care am plâns foarte mult și poate sunt tineri care fac la fel. Aș vrea să le spun să nu descurajeze, să nu descurajați. E bine să plângi, dar e bine să și renunți, e bine să nu te mai întorci. Eu mă întorceam de multe ori iarăși dar prin suferința Tatălui meu Dumnezeu m-a învățat să nu mă mai întorc niciodată înapoi. Și a fost o seară în care am zis, Doamne, ori eu mă pocăiesc, ori Tatăl meu va pleca din lumea aceasta, mama mea va rămâne singură și tot timpul vedeam așa că Tatăl meu va muri, va muri din cauza mea. Și am zis, Doamne, mai bine eu să mă pocăiesc și să-mi schimb viața. Astăzi mulțumesc Dumnezeu că l-a schimbat pe Tată. Când viața mea s-a schimbat, s-a schimbat și starea lui. E vremea, eu cred că e vremea când să ne trezim cu adevărat. Eu vă spun sincer, am avut două linii două căi. Calea aceasta, pot să zic eu, a ve vedetismului, să o zic așa, a cântatului, să am un nume, să fiu apreciat în ochii oamenilor. Și cale aceasta a cânta, a te asculta oamenii, a vedea și un video cu tine, a te asculta pe un cd dar a avea o viață trăită cu Dumnezeu în același timp, a-L pune pe Dumnezeu înainte când îl ai pe Dumnezeu, cânți din inimă și când eu văd în viața mea aici și cântecele, parcă acum îmi sunt altfel pentru mine, așa parcă când alte cântece și parcă văd așa și repertoriile îmi sunt date de la Dumnezeu, așa direct, înainte îmi căutam eu și de multe ori mergeam în biserică și cântam, ziceam, oriunde merg când numai cântările astea. Nu, acum când mă duc într-o biserică, Duhul lui Dumnezeu îmi spune ceea ce să cânt. Pentru că văd, simt viața bisericii, parcă așa simt biserica cum, cum reacționează în Duhul lui Dumnezeu. Și totul, totul s-a schimbat. Vorbim aici de motivația cu care slujim. Dar în momentul în care Dumnezeu vine și te schimbă și pune dragostea lui de plin în inima ta și face această lucrare din dragoste pentru el, pentru oamenii de lângă tine, pentru că vrei să fie transformați prin ceea ce tu cânți, da, da. atunci viața ta se schimbă. Da, și crezi, crezi ca și cântăreț, crezi că vei merge mult. Eu aș vrea să vă spun că așa am crezut și eu. Cu falsificatea mea voi merge mult. Voi sluji cine va fi ca mine, voi merge peste tot și voi trăi și cu păcatul și voi trăi și cu Dumnezeu. Și aș vrea să vă spun că nu va dura asta mult în viața, în viața unui asemenea om care, care trăiește așa și cum am fost eu. Și vine o vreme când Dumnezeu îți va ieși în cale, într-un fel sau altul îți va ieși Dumnezeu tu ai înțeles clar că suferința tatălui tău și toată situația din familia ta de atunci a fost ceva între tine și Dumnezeu. Da, nu știa nimeni, deci oamenii, prea puțin oamenii spirituali vedeau, vedeau în mine asta și știți cine? Chiar bătrânii, erau bătrâni folosiți de Dumnezeu care ne spuneau, tânărule, ascultă-mă, Dumnezeu îmi spune să-ți spun, nu te cunosc, nu știu de unde ești, tânărule, ai grijă. Și Dumnezeu îmi vorbea prin oamenii, știam în mine când îmi vorbea și Dumnezeu, în Duhul meu, pentru că tot timpul Dumnezeu mă urmărea în conștiința mea. Și dar Dumnezeu te iubea prea mult ca să te lase pe drumul pe care ai pornit. Da, și ce mi-aduc aminte când mama mea îmi spunea, când eram copil, David, Dumnezeu mi-a spus de când, era, de când era în pântecul meu că are un plan de lucru cu tine, are Dumnezeu vrea să te folosească și eu am văzut în tine, de mic copil am văzut lucrul acesta, îmi spunea mama mea și am spunea pe parcursul adolescenței și mă sfătuia și îmi spunea David, ai grijă unde mergi, ai grijă ce faci și mi-a vorbit Dumnezeu prin ea și eu ziceam, Dumnezeu m-a binecuvântat cu faptul că eu cânt și am zis, e de ajuns, eu așa vedeam eu în mine. Și pe parcurs, jucându-mă cu unele lucruri și trăind așa și cu una și cu alta, am văzut că aia cu Dumnezeu e moartă. Știți cum e aici, trăiești și cu lumea și cu Dumnezeu, dar tu zici că mergi pe două, dar de fapt te duci numai pe una, că mergi numai pe aia lumii. Slujirea ta în biserică e falsă, eu acum văd, când când pot să plâng. Așa Alte cum lucruri... scrie și Biblia, nu poți sluji la doi stăpâni ceea ce a trebuit să fac eu am făcut. Eu vă spun sincer, când renunți și când tai de la rădăcină, trebuie să fii sincer cu Dumnezeu, să fii, Doamne, ăsta sunt, asta am făcut. Niciodată descurajarea să nu vine peste voi. Descurajarea are rolul de a te alunga. Eu de multe ori când tata era bolnav spuneam ce rost mai are să mă rog sau să mă pucăiesc. Pentru că Dumnezeu l-a pedepsit pe tata, m-a pedepsit și pe mine. Dumnezeu îmi spunea o altă voce, David nu e așa. E simplu, renunță, eu te iubesc, David, eu te primesc. Plângeam și aveam aceste lacrimi ale regretelor, dar nu aveam voința aia să renunț. Și ajungi, ajungi să trăiești lume și să faci spunând că Dumnezeu te-a părăsit. Păcatul îți poate spune, Dumnezeu te-a părăsit, du-te în lume, pentru totdeauna, pentru că nu, tu nu te mai poți întoarce. Renunță nu mai da. are rost. Dumnezeu ți-a dat ție și voință și înfăptuire. Da, pentru că vedeam, o vedeam pe mama mea, vedeam părinții mei, veneam acasă de multe ori și vedeam armonia mamei mele, vedeam dragostea ei. Și Dumnezeu îmi vorbea, era pe urmele mele tot timpul. Niciodată nu, când eram departe de Dumnezeu, nu uitam de familia mea. Tot timpul plângeam, după ce știam că am greșit. Câtă vreme mai plângi, câtă vreme încă mai ai remușcări e că Dumnezeu e pe urmele tale. Dumnezeu te iartă orice păcat ai făcut, dar du-te și să nu mai păcătuiești. Eu cred că asta e soluția cea mai bună. Recunoașterea păcatului, căința, hotărârea de a da. nu-l mai face, asta este pocăința. Și uh, Domnul Isus îi spunea acelui acelui om bolnav, du-te zice și să nu mai păcătuiești ca nu cumva să ți se întâmple ceva mai rău. Când venea de multe ori oferta deavolului, de multe ori mă gândeam, eu mi-am propus și mi-am dat viața mâna Domnului, pentru ce să mă mai întorc? Și eram așa, parcă mă certam eu cu gândul acela, dacă ai știut că ți-a părut rău, îți va părea și acum rău dacă te întorci iarăși. Pe mine asta m-a ajutat să mă întorc. Pur și simplu e doar o plăcere, e doar că ai văzut, doar că ai făcut, doar că ai gustat. Dar e păcat. Îți aduce remușcare azi, mâine, poi mâine. E lumea asta a seducției, a sexualității, a senzualității. Mă face să înțeleg că tinerii se ascund, se ascund tinerii tot mai mult și nu vor să recunoască, dar eu cred din toată inima mea că mulți tineri se confruntă cu aceste lucruri prin care am trecut și eu. Oriunde mergi, în mall în școli, aceste lucruri pe care le vedem la televiziune, care ne, ne stârnesc poftele acestea trupești, le vedem deja în fața noastră. E o vreme în care trebuie să fim sinceri și trebuie să înțelegem că aceste lucruri pe care le-am văzut și eu în viața mea și care au, nu pot să zic că am trăit în ele, Dumnezeu m-a păzit, au îndepărtat mulți tineri. Cred că Dumnezeu ne cheamă la o viață trăită așa cum El dorește. Nu la voi întâmplării Dumnezeu m-a trecut pe aici, pentru că acum văd altfel slujirea. David, îți mulțumim pentru prezența ta aici pentru deschiderea și sinceritatea ta. Și eu vă mulțumesc din inimă, sunt uimit de ceea ce Dumnezeu a lăsat aceste unde. Am întâlnit bătrâni care mi-au spus, nu poți să mergi la biserică, dar aud acasă, ascult acasă și mă bucur. De toată lauda să fie a Domnului, vă mulțumesc că m-ați chemat, vă mulțumesc și nu uitați, Dumnezeu vă iubește și la fel vă iubesc și eu. În episodul viitor vei fi din nou cu noi și ne vei povesti cum s-a schimbat viața slujitorului David Lelea după această încercare. Ne vei povesti cum s-au schimbat planurile tale de viitor și cum este tatăl tău astăzi, care este starea lui spirituală, care este starea lui fizică, starea lui psihică și poate le vei da un sfat ascultătorilor noștri care, poate ca și tine, înainte de această situație limită din viața ta, nu sunt sinceri în slujirea lor. Sunt Lili Gerasim, Până data viitoare, dragi ascultători, nu uitați că Dumnezeu vă iubește, și prin orice încercare, suferință, durere prin care trecem, Dumnezeu vrea să ne facă aur curat, vrea să ne șlefuiască, vrea să ne consolideze relația cu El, credința în El. Nu vine nicio încercare peste noi, nicio ispită pe care să nu o putem birui dacă îl alegem pe Dumnezeu, ajutor al nostru. Piazza La Limite.